Salutare șoferițe și șoferi profesioniști și de bună credință. Zic să-l ajutăm pe Costi să-și recapete somnul pentru că îl supără tahograful când amestecă disponibilitatea cu pauză sau repauză. Dar, înainte de asta, vreau să fac o paranteză mică. La cursurile de pauzăreală și programatorie, fie ele în online cât și în parcare, auziți că așteptarea este disponibilitate. Ei bine, nu. Pentru cei care vor să și cunoască, nu doar să asculte, potrivit articolului 3 din Directiva 15 pe 2002 a Comisiei Europene sau potrivit transpunerii acestea la legislația națională din România HG 38 pe 2008, luând ca exemplu 60 de minute, această stare de așteptare, pentru că avem o stare, nu o activitate, deci această stare de așteptare, în funcție de factorii situației în cauză, pot fi. 60 de minute ca alte activități sau pot fi 60 de minute ca disponibilitate sau pot fi chiar și 60 de minute de pauză. Închid paranteza. Hai să luăm cazurile reale de disponibilitate și hai să vedem de ce oare tahograful amestecă activitățile, pentru că dacă nu ești atent, ajungi să scoți bani frumoși din buzunar. Pentru legislația socială în transport. Totul se bazează pe o simplă regulă de considerare și o setare a contorului pauzei între două durate de conducere. Setare derivată din condiția conducerii în echipaj. Astfel, potrivit notei de orientare numărul 2 și a modificării articolului 7 din regulamentul 561 pe 2006 a Comisiei Europene, un șofer care trece în dreapta în timp ce celălalt conduce, fără să-l asiste, asta e clar, în această disponibilitate la care este supus șoferul, îi este considerată și această pauză de minim 45 de minute pentru ca acest contor să nu o ceară la schimburile de șoferi. Dar atenție, dacă o pauză nu este obligatorie, asta nu înseamnă că nu este și recomandată în funcție de necesități. Astfel, avem o activitate propusă, înregistrată și afișată ca disponibilitate. Contorul detectează disponibilitatea, iar acel timp îl echivalează cu o pauză iar unde întâlnește minim 45 de minute dintr-o bucată sau printr-o fracție, declară pauză validă, pentru că nu este setat să facă diferența între munca de unul singur sau la echipaj. Atenție! Chiar dacă tahograful consideră acest lucru în urma acestei setări a contorului, norma rămâne aceeași și destul de clară. Între duratele de conducere trebuie să existe pauză, nu pauză indusă. Pentru că softul de control setat pe ce dictează norma, asta și caută. Softul analizează activitatea principală, nu ceea ce echivalează contorul. Și se caută întotdeauna minim 45 de minute de pauză, fie ea dintr-o bucată sau printr-o fracție. Ca o altă paranteză, avem și contorul WTD. Aici se poate echivala disponibilitatea ca alte activități pentru cine și unde s-a ajuns la vreun acord de recunoaștere a disponibilității ca timp de prezență, dar inactiv. E bun totuși. Dar cum șoferului român nu îi place reprezentarea, nu are rost să continuăm. Facem și un test cu tehnica din dotare. Hai să vedem cum contorul reacționează la această disponibilitate. Acumulez 15 minute. Continui munca, iar când ajung la descărcare, fiți atenți la ce îmi propune el tachograful. Minim 30 de minute de pauză. Iar dacă ar fi să pornesc la ora 23 și 5 minute, contorul îmi oferă alte maxim 4 ore jumătate de conducere. Hai să trecem și la un studiu de caz, conform activităților mele, dacă aș fi făcut caz tahografului, având o pauză indusă prin 15 minute de disponibilitate, în caz că aș fi executat aceste minim 30 de minute de pauză, vă rog să continuați voi de aici, care ar fi durata de conducere, dacă există vreo încălcare, hai să vedem! În încheiere, vă mulțumesc pentru atenție. Ca întotdeauna vă recomand să înregistrați totul cu activitatea corectă în funcție de ceea ce prestați, iar unde vă loviți de o disponibilitate, țineți cont de această regulă de considerare. Până data viitoare, drumul line și zile senine!